cazul unui stop cardiac este vitală viteza de reacție. Știm de la Gabriel Cotaviță că poate, dincolo de minunea care s-a întâmplat la el, șansa a fost ca lângă el, în sala de sport în care i s-a întâmplat acel accident, a existat un medic care a reușit să intervină și să îi facă toate manevrele de resuscitare până a venit salvarea. La tine ți-au spus cam cât a durat, fiind în spital, presupun că a durat mult mai puțin. Un minut a durat resuscitarea. Cât? Un minut. Un minut până s-au apucat sau... Nu, un minut a durat resuscitarea. Resuscitarea până a repornit inima. Da, și după aceea m-am intubat, dar în același timp trebuiau să mă... Mă închisese deja doctorița Veculescu, mă închisese și apoi am început să sângerez și a trebuit să mă redeschidă și împreună cu ceilalți medici să curețe tot ce era acolo, tot lichidul amniotic. Am înțeles. Da, te întrebam asta pentru că într-un caz de stop cardiac riscul este să nu se mai oxigeneze creierul de la câteva zeci de secunde încolo și să rămână leziuni pe viață. Tu, după ce te-ai trezit în aceste zile în care, slavă Domnului, te vedem că ești ok, ai intrat în vreo serie de analize pentru a vedea dacă au fost afectate și alte organe, respectiv creier sau inimă? Da, am făcut două RMN-uri, ieri și alaltăieri, unul pe zi. Mi-au făcut tot felul de analize la sânge și în continuare îmi fac pentru coagulare și așa mai departe, adică am făcut foarte multe analize. Cele mai importante sunt aceste RMN-uri, să se vadă dacă am ceva la creier. Exact. Da. Și cum a ieșit? E ok? A ieșit bine. Doamne. Chiar dacă n-ar fi bine, nu mă spun vouă. Doamne ajută. Înțeleg că această problemă rară, așa cum este, vine la pachet și cu o problemă de coagulare a sângelui. Adică vin cumva îngemănate. Pe lângă stopul cardiac și pe lângă, mă rog, această embolie, este o anomalie legată și de INR și de timpul de viteza de coagulare a sângelui. Tu făcusei toate analizele înainte și erau ok, da, toate, nu? Da, era ok, dai seama. Și bebele, și lichidul amniotic, tot era ok.